Dragă Eduard și Delia, aceasta este ziua voastră la care vă gândiți de o bună bucată de timp, pentru care v-ați pregătit în ultimul timp, la care ați visat. Ea se întâmplă astăzi înaintea lui Dumnezeu și în prezența celor care vă sunt dragi și aproape. Și astăzi, la nunta voastră, ne-am strâns, ne-am organizat cântând, rugându-ne și pregătind mesaje din acest cuvânt veșnic al lui Dumnezeu, pentru ca să vă împodobim sărbătoarea și Dumnezeu să vă împodobească sufletul și viața de familie care va începe astăzi. Dragi părinți, o pereche sunteți aici, cealaltă departe, dar amândoi cu inima sunteți aproape. Vă prețuim jertfa, care înseamnă aproximativ 20 de ani din viața dumneavoastră, dedicată pe lângă ceilalți și lui Eduard și Deliei. Și credem că un pic vă înțelegem frumusețea emoției și măreția sentimentelor pe care le încercați, uitându-vă la fetița care într-o zi avea doar câteva kilograme, o țineați în brațe, sau la băiețelul care era așa de mic și acum sunt miri și se pregătesc să intre în viața de familie, să aibă copiii lor și să vă înlocuiască în acest ciclu al vieții. Cu prilejul acestui eveniment, am pregătit din Cuvântul lui Dumnezeu un mesaj pe care o să-l leg de mesajul fratelui păstor Sorin Puha, spunând că dânsul s-a uitat la afirmația pe care a făcut-o Adam în sfârșit și vreau să subliniez că în sfârșit este o afirmație, este o comunicare. De aceea predica mea am intitulat-o Calitatea comunicării în familie. Ca unul care, asemenea dumneavoastră, celor care sunteți căsătoriți, și eu am o familie și eu sunt parte dintr-o familie ca soț, tată și mai nou și bunic, am început să-mi dau seama de-a lungul anilor, nu doar din teorie, ci și din practică, că atunci când vorbești, trebuie să vorbești bine, că dacă nu vorbești bine, mai bine taci. Rare ori vei supăra pe cineva tăcând, dar deseori vei supăra pe cineva vorbind. Calitatea comunicării în căsătorie este fundamentală și numai calitatea îți dă dreptul să comunici. Dacă atunci când comunici nu există calitate în comunicare, fratele Wurmbrand spunea, dacă nu ai un juvaier, înțelege că nu ai ce să dai și vezi de treabă. Una dintre cele mai mari nevoi pe care noi oamenii le avem este să vorbim. În felul acesta ne împărtășim bucuriile. O bucurie nu-i bucurie dacă nu o împărtășești cuiva. O realizare nu-i realizare dacă nu o spui cuiva. Un succes nu-i succes dacă nu-l arăți cuiva. Orice ne cumpărăm nou de la magazin are dublă valoare dacă îl vede și altcineva și îl remarcă. Să nu vă supărați că sunt sincer. Singura posibilitate ca oamenii să se cunoască unii pe alții, să colaboreze unii cu alții și să conviețuiască împreună, este să comunice. N-am avut niciodată un cunoscut cu care nu am comunicat. N-am avut niciodată un prieten cu care nu am comunicat. Pentru că atunci când te apropii de un om, lucru care îl faci cel mai mult este să vorbești cu el. Oamenii nu sunt din sticlă. Nu se vede ce este în interiorul lor. De aceea trebuie să luăm o parte din noi, să-l punem în containerele numit cuvinte și să le rostim aruncându-le spre el sau ea. Le aude, le pune în mintea lui și așa două minți se fac una. Asta se numește comunicare. Relațiile dintre oameni se realizează, se întrețin, se întăresc prin comunicare. Și în Efesenii capitolul 5, Apostolul Pavel vorbește despre familie. Spune soțului: Eduard, să o iubești pe Delia. Până acum a fost opțional să o iubești, în sensul că puteai să o iubești, puteai să iubești pe altcineva. Tu ai avut posibilitatea să-ți alegi dintre toate fetele lumii, dar de astăzi înainte, fratele Sorin te-a informat, s-a încheiat, nu mai există alternativă. Delia, Pavel spune în Efeseni, capitolul 5, să te supui soțului tău, să-i dai respectul și să înțelegi că el este capul familiei. Să-i dai oportunitatea, privilegiu, autoritatea aceasta, confirmând-o prin ascultarea ta.
Dumnezeu a spus lucrul acesta. Ei bine, în contextul acesta în care Pavel vorbește în Efeseni, capitolul 5, despre familie, Pavel spune următoarele cuvinte în versetul 19. Vorbiți între voi. Ce a vrut apostolul să spună atunci când a spus vorbiți între voi? Dacă ne uităm în Scriptură, vom constata că apostolul a vrut să pună în evidență nevoia comunicării, calitatea comunicării și cadru, contextul comunicării. Pavel a vrut să spună următorul lucru, vorbiți, nu tăceți. Bărbații uneori au obiceiul să tacă. Constituția lor emoțională și locul acela cu nimic, sertarul acela cu nimic, îi face pe ei să se închidă în ei și uneori să mediteze, să găsească o soluție la problemele cu care el sau familia lui se confruntă. Femeile nu au această cutie cu nimic. Ele în timp ce gândesc vorbesc, în timp ce bărbații tac în timp ce vorbesc. Pavel vrea să spună următorul lucru, familia este cea mai profundă relație pe care un om o are și cea mai complexă. Ea nu are excepții. Orice altă relație din lume este limitată, relația de prietenie, relația de frate-soră în Hristos sau în familie, orice relație din lume aceasta are limite evidente. Relația de familie nu are limite, implică relații la nivelul intelectului, la nivelul emoției, la nivelul spiritului și la nivelul trupului pe deasupra. Și Pavel spune, vorbiți, nu tăceți. Omul are multe nevoi numite fundamentale. Prima dintre ele este de a comunica. Orice persoană simte nevoia să vorbească. Atunci când ești într-un grup, dacă cineva vorbește prea mult, pleci spunând, bă frate, dar nu s-a mai potolit, n-am putut să spun nici două cuvinte. Dar te întreb, de ce trebuie neapărat să spui două cuvinte? Pentru că sunt și eu un om și simt nevoia să vorbesc. E adevărat că unii oameni vorbesc mai mult, alții mai puțin, dar toți oamenii simt nevoia să vorbească mai mult sau mai puțin. Este o nevoie să comunicăm. Și Pavel spune să vorbiți. Apoi există o altă nevoie numită nevoia de a fi înțeles. E foarte complicat să explici cuiva ce simți, ce gândești și el să nu te înțeleagă. Fiecare om se simte frustrat atunci când nu este înțeles. De asemenea, nevoia de a fi recunoscut. Dacă tot ce faci este calificat ca fiind greșit, la un moment dat îți pierzi valoarea de sine, cheful de a mai face, motivația de a mai continua. Ceea ce îi motivează pe oameni este cuvântul acela magic, bravo, ai făcut o treabă bună. Avem nevoie să fim recunoscuți, asta este semnificația noastră. Apoi o altă nevoie este nevoia de a fi valorizat, de a ni se atribui un pic de valoare dacă nu merităm mai multă. Una este să-i spui unui om, astăzi ai cântat frumos, și alta este să-i spui unui om, astăzi ai cântat rău. Afirmațiile acestea spun cât de bine a cântat, pui valoare sau nu slujbei pe care a făcut-o. Atunci când suntem în familie, nu putem să lucrăm în maniera aceasta. Uneori s-ar putea în afară de mine nimeni să nu-mi aprecieze soția sau invers. Și dacă nici eu nu o apreciez, atunci cine? Dacă eu nu o ridic, atunci cine? Dacă eu nu-i fac complimente, atunci cine? Astea se numesc comunicare. Bărbații au dificultăți să înțeleagă de ce este nevoie să-i spui soției, te iubesc. Pentru simplu motiv că știința a inventat un răspuns. Cea mai mare frică a unei femei este că nu merită să fie iubită. Biblia nu spune asta, spune doar atât, iubește-o. Și asta înseamnă și să-i spui. Dar știința spune că cea mai mare frică a unei femei este că nu merită să fie iubită. De aceea, o dată pe zi sau de mai multe ori, explică-i că merită. Spune-i că merită, asigură-o că merită și va fi liniștită. Ce fel de bărbat este acela care nu-și dorește o femeie liniștită? O altă nevoie a oamenilor este nevoia de influență. V-am auzit uneori pe unii dintre dumneavoastră că a spus, lasă că merg eu să vorbesc cu el și eu o să-l conving. Ce înseamnă asta? Lasă că merg eu și eu am influența asupra lui. Soția trebuie să știe că are influența asupra mea, că eu îi dau atenție când îmi vorbește și când îmi spune, te rog, fă lucrul acesta,
atunci eu mă gândesc serios. Una este când un vecin îmi spune asta și alta este când soția mea îmi spune asta. După 30 de ani de conviețuire, are mai mare valoare în ochii mei decât vecinul. Poate să fie el și doctor undeva. Nevoia de intimitate. Și când spun intimitate, mă refer la nevoia de control asupra unor zone din viață, unde oamenii, publicul larg, să nu aibă acces. De asemenea, nevoia de afecțiune. Noi oamenii suntem ființe emoționale, nu suntem reci, femeile sunt mai emoționale decât bărbații la modul general. De aceea și comunică mai mult. Dar ceea ce vreau să spun este faptul că oamenii afectivi sunt prietenoși și sociabili, lucru care îi expune la multă amărăciune, pentru că un om care comunică ușor se va simți frustrat atunci când celălalt nu va comunica la fel de ușor cu el. Fiecare om crede că toți oamenii sunt ca el. Asta e una dintre marile probleme ale tuturor. Nu putem să înțelegem pe oamenii care sunt diferiți și ni se pare că noi suntem etalonul și că toți ar trebui să fie ca noi. Atunci când vorbim despre comunicare, spunem că ea este indispensabilă, adică nu se poate fără ea într-o relație, dar comunicarea e foarte complexă. Gândiți-vă la ce urmează să vă spun. Atunci când noi vorbim, noi avem impresia că a comunica înseamnă vorbele pe care le spunem. Puteți să îmi dați un pic de atenție și să vă gândiți la ce vă spun? Dintr-o sută, numai 10% se comunică prin cuvinte. Extrem de puțin. Dar restul de 90% cum se comunică? Păi din astea 90, o treime, adică 30%, se comunică prin tonul vocii. De cele mai multe ori, nu s-a supărat Carmen pe mine pentru cuvintele care le-am spus, ci pentru tonul care l-am folosit. Și a zis, așa se cuvine să țip tu la mine? Așa se cuvine să fii tu nervos pe mine? Așa se cuvine să vorbești tu cu mine? Rare ori oamenii se supără pe noi pentru cuvintele care le folosim, că în general folosim cuvinte bine aranjate și alese. Dar uneori, în timp ce folosim cuvinte bune, potrivite, tonul vocii îl socotim neimportant, dar de 3 ori mai mult comunică tonul vocii decât mesajul cuvintelor. Așa că nu mai tot spuneți că ce am spus este adevărul, dar cum ai spus tot adevărul e? Oamenii nu se supără pe noi așa de mult pentru ce spunem, ci pentru cum spunem. Apoi încă 30% se realizează prin expresia feței. Dacă stai așa betonat și te uiți la cineva, sigur că asta are un mesaj pentru el. Dacă îi zâmbești, dintr-o dată se relaxează. Mimica feței, expresia feței comunică de 3 ori mai mult decât cuvintele. Degeaba îi spui, păi i-am spus că-l iubesc, dar i-ai spus, iubesc. Fața, verbalizarea feței, expresia feței în conflict cu cuvintele. V-ați gândit vreodată că toți oamenii când mint, mint prin cuvinte, dar nu pot minți prin expresia feței și nici prin expresia corpului. Noi mințim într-un singur fel, prin cuvinte. De câte ori n-am spus noi, mi-a zis el prin cuvinte așa, dar eu m-am uitat în ochii lui și mi-am dat seama că a mințit. Auzi tu, Doamne, ce deștept e ăsta, că poate să înțeleagă din ochii cuiva un mesaj mai clar decât mesajul cuvintelor. Dar nu trebuie să fii deștept pentru asta, trebuie numai să te uiți la om. Și încă a treia parte se realizează prin expresia corpului. Dacă îi spui cuiva că te iubesc și corpul nu îi spune asta, vedeți, Dumnezeu spune bărbaților, ridicați mâini curate înaintea Domnului, nu spune femeilor, numai bărbaților. Întreb eu, de ce nu ridică bărbații mâinile? E poruncă în Biblie. Este manifestarea simțămintelor noastre față de Dumnezeu. Când ne întâlnim cu soția sau copiii, nepoții noștri, noi nu stăm așa ca la armată și le spunem, te iubesc, ci pur și simplu ne întindem mâinile. Dintr-o dată corpul nostru are anumite expresii, anumite manifestări, anumite atitudini și asta comunică mai mult decât cuvintele. Când te mângâie tata pe cap, gestul acela nu poate fi spus în 10 cărți pe care le poți scrie sau în 2 zile de vorbit. Un gest are o valoare extraordinară. În slujba mea am întâlnit de multe ori oameni care plângând mi-au spus, frate Luigi, pe mine nu m-a mângâiat tata niciodată. Un om cu rezervorul lui de iubire gol.
pe care nu îl poate umple nimeni. Pentru că îl poate mângâia altcineva, dar n-are valoare. Valoarea mângâierii părinților, a soției, a copiilor, a nepoților, a bunicilor este absolut de neînlocuit. Ea există sau este absentă? Asta nu-i ca pâinea, nu ai găsit la magazinul acela, te duci în altă parte. Comunicare nu înseamnă doar să împărtășești trecutul, ci și viitorul. Nu doar viitorul, ci și trecutul. Comunicarea nu are limite. Ea anulează secretele. Comunicarea în familie nu suportă secretele. Orice secret îi dă diavolului dreptul să se lupte doar cu tine, nu cu familia ta. Comunicare nu înseamnă doar să împărtășești idei, ci și stări sufletești. Ideile sunt cea mai elementară fază de comunicare. Când ne întâlnim, împărtășim idei, dar nu îndrăznim să împărtășim stări sufletești. Acestea se împărtășesc doar în relațiile foarte strânse, în familie. Când cineva își asumă riscul să împărtășească cu niște străini stări sufletești, omul acela se expune foarte tare. Să nu prea faceți lucrul ăsta. Comunicare nu înseamnă doar să vorbești, ci și să asculți. Și mama înțelepciunii este să ai un raport când te întâlnești cu cineva între, dacă stai 10 minute, vorbește doar 5, 5 minute ascultă-l. Asta se numește dreptate și onestitate. Dacă vorbești 10 minute, celălalt când vorbește? Nu te gândești că ar mânca și el, ca și dumneata? Pavel vrea să spună următorul lucru, vorbiți, nu tăceți. Pentru că dacă nu vorbiți, asta înseamnă că relația voastră este foarte subțire. Al doilea lucru, Pavel vrea să spună, vorbiți, dar nu vă certați. Care e diferența între vorbă și ceartă? Uneori e atât de mică de nici nu știm să spunem care e diferența. Că vorbind ne certăm. Nu ne putem certa decât vorbind. V-ați certat vreodată cu cineva făcând altceva decât vorbind? Nu. Vorba ușor se confundă cu cearta și devine ceartă. Când devine vorba ceartă? Dacă vorbiți, nu tăceți, înseamnă nevoia de a comunica. Vorbiți, nu vă certați, înseamnă calitatea de a comunica. Vorba poate deveni ceartă când nu mai are calitate. Absența calității cuvintelor se numesc ceartă. Atunci când ne certăm, ceea ce spunem nu mai are calitate, ci pur și simplu cuvintele care ar trebui să mângâie acum lovesc, ofensează, rănesc. Și să știți că atunci când te rănește cineva pe care îl iubești sau căruia i-ai făcut bine, rana e mult mai mare decât dacă ți-ar face un străin sau cineva cu care nu ai nicio legătură. Tocmai de aceea există sensibilitate în familie. Imediat se supără omul pe care îl iubești, pentru că ți-a dat inima lui, ți-a dat tot ce are, e normal să fie pretențios. E, câteodată nu e normal să fie chiar așa de pretențios. Biblia ne încurajează să comunicăm, însă ne atrage atenția asupra calității comunicării. Când comunicarea lipsește sau este neînțeleaptă, apar suspiciunile, tensiunile și cearta. Uitați ce se întâmplă între David și Nabal. David vorbește cu Nabal prin intermediul unui sol și îi spune, sunt în necaz, tu ai multe oi, te rog, fă-mi parte pentru mine și vitejii mei de ceva mâncare, că altfel mor de foame. Și Nabal este un om neînțelept și îi spune lui David, nu-ți dau nimic, cine te crezi tu să-ți dau? Du-te la lucru. A comunicat? Da, a comunicat. Dar a comunicat bine? Nu. A comunicat cu calitate? Nu. A comunicat cu înțelepciune? Nu. Dar cum a comunicat? Ca un nebun. Asta spune Biblia despre el. Soția lui spune asta. Și ce se întâmplă când comunici în maniera asta? Rănești și celălalt simte să te rănească. E reacția. Și atunci apare cearta. Dar cum îți permiți tu să-mi spui mie așa ceva? Dar tu cine te crezi, mă, să nu-mi permit? Și uite cât de ușor oamenii pot ajunge din prieteni dușmani și din niște oameni indiferenți se iau la ceartă, se încaieră. În familie lucrul acesta se poate aprinde într-o clipă. Trebuie multă băgare de seamă când îți deschizi gura. Că mai bine se supără soția că n-ai zis nimic decât să se supere că i-ai spus că e ca maică-sa. Și știi ce i-ai spus alalteri cum e maică-sa. Ei, calitatea comunicării este determinată de caracterul oamenilor. Cum vorbește un om, așa îi este caracterul. Dacă vorbește slab, așa este și la caracter. Dacă vorbește neînțelept, așa e și la caracter. Dacă vorbește în grabă și neatent, așa este și la caracter. Eduard Delia, veți vorbi mult unul cu altul de acum încolo pentru zeci de ani.
tot timpul să vă gândiți cât se poate de atent. Probabil că nici nu vă imaginați cât de atent trebuie să vă gândiți, dar e suficient să se supere celălalt de vreo 10-20 de ori și după aceea de 3 ori le măsurați, că n-ai chef să urmeze ce urmează. Una dintre dificultățile comunicării este faptul că soțul comunică idei în timp ce soția comunică sentimente. De aceea soțul spune ce are de spus într-o idee și de aceea soția spune ce spune într-o grămadă de idei, că ea comunică stări sufletești și o stare sufletească nu ușor să o explici. Cum să explici că te doare? Păi atâta vorbești și tot nu spui ce vrei să spui. Dar dacă spui că afară sunt 70 de degrizi, afară sunt 70 de degrizi, punct. Asta e o informație tehnică, nu, ai spus-o și s-a oprit. Dar o stare sufletească, dacă îi spui cum te simți, cum te-a supărat cineva, păi atâta vorbești și povestești, de trebuie să-mi încordez răbdarea să te ascult până la capăt. Soțiile comunică stări sufletești, așa le-a făcut Dumnezeu. Bărbații comunică idei, tot Dumnezeu i-a făcut și pe ei. Atunci când vorbim, atunci când comunicăm și comunică soția cu soțul, trebuie să acceptăm faptul că căldura aceasta sufletească, sentimentalul, afectivul acesta în comunicare, are mai mulți parametri și statisticile spun următorul lucru. Cuvintele reușesc să exprime afectivitatea din comunicare doar 7% dintr-o sută. Restul comunică idei. Dacă vrei să comunici soției afectivitate, căldură sufletească, nu vorbi prea mult, că oricum o să spui cuvinte cu grămada și sunt aproape goale, ca și cum îi dai un pahar cu apă, dar are doar de un deget apă și restul e cu aer. Aproape că nu se merită să-i dai paharul doar cu atâta apă. Se putea lipsi de treaba aia. Dar cum poți comunica afectivitatea pe care numai un soț o poate comunica, sau un tată, sau un bunic? 38% de afectivitate se transmit prin tonul vocii. Tonul vocii aici este fundamental, pentru că el poate fi aspru, militaresc, aici nu există afectivitate, e doar o idee, întoarce-te. Dar când transmiți afectivitate, aduceți-vă aminte, hani, puiul meu, tot felul de cuvinte care aici nu ne, în public nu ne le putem permite, dar acasă când ajungem, dintr-o dată nu mai chemăm Carmen sau fiecare cum își numește nevasta, ci avem un alt apelativ care exprimă tocmai sentimentalismul ăsta. Sentimentalismul acesta e normal în familie. Ei, prin tonul vocii exprimăm 38 dintr-o sută. Fă-ți vocea în așa fel încât să iasă ceva. Că dacă tot îți deschizi gura, deschide-o cum se cuvine. Dacă tot bați un cui, dă-i în cap, nu da pe lângă el. Apoi, 55% se transmite prin expresia feței și prin atitudinea corpului. Dacă fața nu e degajată, nu e zâmbitoare, noi putem să spunem cuvinte când ne întâlnim cu cineva, dar mimica feței ne dă de gol. Sentimentele nu pot fi pervertite. Cuvintele, da, poți să spui, sunt doctor și nu ești, că nu te doare gura. Dar se vede pe față atunci când ajungi acasă, de ce soția acum intri pe ușă spune, ce ți s-a întâmplat? Și te uiți la ea și vrei să spui, nu mi s-a întâmplat nimic. Ba da, ți s-a întâmplat, aproape că la telefon zice, cum îi zici, alo, spune, da, cine te-a supărat? Dar nu m-a supărat nimeni, ai spune că simt eu că te-a supărat cineva. Adică cum și la telefon ai ajuns să-ți dai seama că m-a supărat cineva? Da. Asta se numește intuiție, bărbații nu o prea au. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, frați și surori, trebuie să acceptăm că comunicarea creează foarte multe probleme în familie. Binecuvântarea de a comunica poate fi transformată în blestemul de a intra în conflict. Rolul binecuvântării, rolul comunicării este să binecuvinteze, dar ea se poate transforma într-un blestem și apare conflictul. Foarte mulți oameni se despart doar pentru simplu motiv că se ceartă tot timpul. Și știți cum se numește asta? Nu ne potrivim la caracter. Dar întreb eu, ia arată, domne, arată și tu caracterul, arată-l și tu să le potrivesc. Ce la caracter? Printre altele, caracter înseamnă cum vorbești. O-o. Dar cum, așa de important e cum vorbești? Păi bineînțeles. Că dacă îl jignești sau o jignești în fiecare zi, rabdă o dată, rabdă de două, rabdă de trei. Dar om este. Cui ar place să fie ofensat în fiecare zi? În loc de o apreciere, tot timpul plouă, ca în poeziile lui Bacovia din România. Tot timpul ninge, tot o ceață, tot un fum,
Tot o nemulțumire. Păi stai o zi, două așa, dar să stai toată viața, puțin mai complicat. Calitatea comunicării în căsătorie. Eduard, Delia, voi sunteți doi oameni tineri, foarte tineri. Viața mea e în cea mai mare parte în spate. Viața voastră este în cea mai mare parte în față. Și această viață din fața voastră va fi așa cum o fac vorbele voastre. Pavel vă spune, Eduard, vorbiți între voi. Delia, vorbiți între voi. Să nu tăceți, dar ascultați-mă dacă tot vorbiți, să nu vă certați în timp ce vorbiți. Doar vorbiți. Dacă vrei să-i spui ceva, știi care e diferența între ceartă și neceartă? Doar spune cuvinte fără să țipi, fără să ți se încrunte fața și fără să ți se încordeze corpul. Stai liniștit. Relaxează-te, gândește-te puțin, concentrează-te și scoate cuvintele. Acestea nu vor ofensa, nu vor supăra, dar dacă sunt asociate cu o încruntare, cu un ton foarte ridicat de parcă este la capătul străzii și cu un corp așa încordat și pus pe ceartă, sigur că cuvintele acelea nu mai sunt auzite și doar ce vede-i comunicarea și ce vede arată foarte neplăcut. Iată dar cu ce se numește ceartă, cuvinte plus altceva. Și comunicare ce se numește? E adevărat că tot cuvinte cu altceva, dar depinde ce este acest altceva. Aș vrea să mai spun un gând și să mă opresc. Atunci când Pavel spune vorbiți între voi, spune în primul rând vorbiți nu tăceți, apoi vorbiți nu vă certați și în al treilea rând spune vorbiți între voi, nu între alții. Între alții vorbiți doar despre timpul probabil, despre la ce oră începe adunarea, dar între voi vorbiți toate celelalte ascunse în interior. Foarte multe persoane își atenționează, avertizează și corectează soțul sau soția de față cu alți oameni. Eu sunt pregătit să o aud pe Carmen că iar ai vorbit tare, iar ai vorbit mult, iar ai țipat, iar ai... Ok, e între mine și ea și eu știu că nu era intenționată când îmi spune ceva legat de viața mea, de activitatea mea. Dar dacă ea mi-ar spune asta de față cu frații păstori asistenți sau cu altcineva din biserică, m-aș simți umilit nu pentru ce îmi spune, ci pentru faptul că mai e cineva de față cu mine când îmi spune. Și de ce să mă expună la o altă persoană și să-mi scoată defectele în evidență în fața altora? Trebuie să-mi spună numai mie. Și Biblia spune, dacă ai ceva împotriva fratelui tău, zice, du-te între tine și el. Când noi vorbim în public despre defectele cuiva, ăsta este păcat. Și o facem ori din necunoașterea Evangheliei, ori din intenția de a-l face de rușine și de a-i strica reputația. Și asta ar trebui pedepsită foarte aspru. Că nimeni nu muncește o viață să se ridice cineva și să-l facă de rușine. Dar în familie este absolut nepermis. Oricât de tare te-ar supăna soțul sau soția, când ești plecat de acasă și mai ești cu cineva, roagă-te tot timpul să nu zici nimic, ține-ți limba între dinți, încearcă să fii cât se poate de agreabil, să zâmbești, măcar să nu fii așa foarte mânios. Și când sunteți doar voi doi, spune, când ajungi acasă să faci, te rog frumos, două cânde de ceai, pentru că aș vrea să stăm un pic de vorbă. Și acolo încearcă să-i spui cât de tare te doare, cât de ofensat ești, cât de amărât ești și s-ar putea să te înțeleagă. Dar dacă îi spui de față cu altcineva, nu va înțelege nimic, dimpotrivă, va fi așa de zdrobit și de umilit și când va ajunge acasă, supărarea lui va fi mai mare decât supărarea ta și tu nu vei mai avea niciun motiv să fii supărat sau supărată, pentru că el sau ea va fi foarte supărat că l-ai făcut de rușine în public. Asta înseamnă și de față cu părinții, și de față cu frații și cu surorile, și de față cu oricine. Secretele voastre se numesc private, nu public. Public e doar timpul probabil și ora de venit la biserică. Foarte multe familii se expun certându-se, vorbind secrete, rezolvându-și probleme în public, de față cu alții, spun nu că-i prietenul meu, vrei să-mi spui ce-i aia prietenie și mie că nu știu. Ce-i aia prietenie? Prietenie înseamnă că din întâmplare în ultimii ani vorbești mai mult cu cineva decât cu altcineva. Ce-i aia prietenie? O mare parte din comunicarea din familie are un caracter privat și nu ar trebui niciodată să împărtășim lucrul ăsta cu alte persoane. De obicei când suntem nervoși, avem impresia că s-a sfârșit totul. Dar dacă avem răbdare 15 minute să vorbim cu partenerul, ne golim de amărăciune, se scoate dopul, curge ce a mai rămas acolo, se pune dopul la loc și viața începe din nou. Trebuie răbdare, înțelepciune și omenie. Familia voastră vă stă în față, Eduard și Delia.
dați calitate relației voastre, să o iubești pe fata asta pe care ai luat-o de la părinții ei, să o faci fericită, să ai răbdare cu ea. E doar un om, uneori s-ar putea să aibă defecte. Delia, să fii bună cu Eduard, să-l înțelegi că nu întotdeauna va trăi la nivelul excelenței, să ai răbdare cu el, să vorbești frumos, iar dacă el va avea un cuvânt mai apăsat al tău, să nu fie. Dacă veți face lucrul acesta, veți face pentru voi, pentru casa voastră și va fi o investiție care va avea foarte mult profit. În încheiere, aș vrea să vă spun doar că soția trebuie să aibă în vedere câteva aspecte atunci când comunică. Primul, să formuleze întrebări foarte precise, pentru că așa comunică bărbații. Să respecte momentele de tăcere ale soțului, pentru că uneori ei tac. Să accepte dificultatea bărbatului de a vorbi despre emoții. El nu vorbește bine despre emoții, el vorbește bine despre idei. Să-i permită să vorbească fără să-l întrerupe. Să-l asculte activ în timpul conversației. Adică dacă te uiți în altă parte, îmi voi da seama că n-ai chef să mă asculți. Fă efortul și uite-te la mine, dă din cap ca să înțeleg că da, ești cu mine și mă auzi. Indiferent că îți place sau nu-ți place, ți-o spun. Câteodată s-ar putea să spun lucruri care nu-ți plac. Să-i atragă atenția prin mici atingeri, să apeleze la competențele lui. De asemenea, soțul trebuie să aibă în vedere câteva aspecte în timpul comunicării. În primul rând, să își asculte soția dacă vrea să aibă o familie liniștită. Cea mai mare nevoie a unei femei e să fie ascultată. Asta nu e cea mai mare nevoie a unui bărbat. Ascultă soția. Tu o să crezi că ea e ca tine, ea nu e ca tine, ea e ca femeile. Ascult-o când vorbește, că dacă o asculți, totul va deveni liniștit, plăcut, ambiant. Dacă nu asculți, ea în domeniul sentimental are războiul și trebuie să se descarce prin cuvinte. La tine e la nivel logic și asta este o foarte mare diferență. Apoi, ajută-o să-și satisfacă nevoia de comunicare, altfel va suna pe nu știu cine și pe nu știu cine și va trebui să vorbească. De asemenea, oferă-i suport și soluții pentru ca emoțiile pe care le are, și uneori sunt emoții de indignare, de amărăciune, toate acestea să dispară. Mă rog lui Dumnezeu, Eduard și Delia, să aveți parte de o familie fericită, de o familie la care lucrați împreună începând de astăzi până când se va întoarce Domnul Iisus, o familie pe care s-o împodobiți cu multă liniște, cu multă bucurie și să așteptați să vă întoarceți acasă, pentru că acolo este locul unde puteți spune, unde puteți fi ascultați, unde sunteți iubiți și unde iubiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Amin.